Bună ziua, dragi elevi! Lecția de rezolvare a problemelor numărul 2. Tema: mișcarea rectilinie uniformă. Reamintim conceptele de bază. Mișcarea rectilinie uniformă este mișcarea în care traiectoria descrisă de corp reprezintă o linie dreaptă, viteza în timpul mișcării nu se modifică, sau altfel spus, corpul parcurge distanțe egale în orice intervale egale de timp. În formă matematică, mărimea fizică care caracterizează rapiditatea schimbării poziției este viteza, deci viteza este egală cu distanța împărțită la timp. Unitatea de măsură a vitezei în sistemul internațional este metru pe secundă. Un metru pe secundă este viteza mobilului care parcurge un metru timp de o secundă. Mărimea fizică egală cu raportul dintre distanța totală parcursă cu corpul de intervalul de timp corespunzător se numește viteza medie. Viteza medie este o mărime fizică care caracterizează o mișcare care este formată din mai multe porțiuni pe care corpul se mișcă uniform cu diferite viteze, fie că corpul accelerează sau încetinește. În mișcarea rectilinie uniformă, valoarea vitezei medii și vitezei instantanee, vitezei în momentul dat, este aceeași. Reamintim lucrul cu triunghiul formulei. Deci, din formula vitezii, viteza, distanță, la timp, putem reprezenta triunghiul, de care putem exprima, de exemplu, din primul triunghi, distanța. Distanța va fi egală cu viteza înmulțită. Iar din al doilea triunghi putem exprima timpul. Timpul va fi egal cu distanța împărțit la viteză. Deci, respectiv, timpul, distanța împărțit la viteză. Deci, elevilor care le vine greu să exprime un necunoscut din o expresie, triunghiul formulei devine în ajutor. Deci, vă recomand să-l aplicați în momentul în care aveți anticipare. În continuare, ne reamintim că 1 km pe oră poate fi transformat în metri pe secundă prin împărțire la 3 între 6. Și 1 metru pe secundă poate fi transformat în kilometri pe oră dacă înmulțim 3 între 6. În continuare vom analiza câteva situații. Deci prima problemă, un iepure fuge de un lup cu viteza de 5 metri pe secundă. Viteza lupului este de două ori mai mare decât respectiva iepurului. În cât timp lupul prinde iepurile, dacă distanța dintre ei era inițial egală cu 20 de metri? Ce distanță a parcurs lupul în acest interval de timp? Pentru a putea rezolva problema, vom scrie la început datele problemei. Deci, în datele problemei avem viteza iepurilor, V1, 5 metri pe secundă. Viteza lupului o vom nota cu indicile 2. V2 este de două ori mai mare decât V1. Sau putem scrie 10 metri pe secundă. 5 înmulțit cu 2. Distanța dintre corpuri este egală cu 20 de metri. Și aici țin să menționez să facem o diferență între distanța parcursă de corp și distanța dintre corpuri. Și în problemă trebuie să răspundem la două întrebări. Prima întrebare trebuie să aflăm peste cât timp lucrul va prinde lucrurile. Și a doua întrebare, ce distanța parcurs lucrul în acest interval de timp, distanța cu indicele 2. Evident că în problemă se subînțelege că ambele corpuri pornesc simultan. Pentru ca să putem rezolva problema, în ajutor ne-ar veni o reprezentare schematică. De ce? Deoarece din reprezentarea schematică putem obține anumite relații dintre mărimile fizice care ne pot ajuta în găsirea soluției. Deci observăm în partea dreaptă a ecranului poziția inițială a iepurului și a lupului, deci iepurul este reprezentat printr-o bulină de culoare roșie, lupul printr-o bulină de culoare galbenă. Astfel, în momentul în care ei pornesc, deci am arătat prin săgeată, deci orientarea vectorului viteză, deci obținem poziția în care lupul a prins iepurul. Dacă analizăm atent reprezentarea schematică pe care am arătat distanța parcursă de iepure și distanța parcursă de lup, atunci observăm că distanța parcursă de lup este egală cu suma două distanțe. Distanța inițială dintre corpuri plus distanța parcursă de iepure. De formula vitezei, putem exprima formula pentru distanță. Distanța parcursă de iepure, de 1,
este egal cu V1 din Mulțescu T și distanța parcursă de V2 este egal cu V2 din Mulțescu T. Dacă vom substitui aceste două expresii pentru distanța de 1 și pentru distanța de 2 în expresia care am obținut-o din reprezentarea schematică, vom obține V2T este egal cu D plus V1T. Astfel, dragilele, am obținut o relație în care avem un singur necunoscut, timpul. Pentru a găsi timpul, vom cansera termenul V1T din dreapta în stânga cu semnul schimbat. Timpul îl scoatem în fața parantezei. Astfel, acum putem obține formula pentru T. În această expresie, vom substitui valorile numerice, deci timpul va fi egal cu distanța de 20 de metri și V2 minus V1, 10 metri pe secundă, minus 5 metri pe secundă. În final, obținem 20 împărțit la 5, 4 secunde. Deci 4 secunde este răspunsul la prima întrebare. Deci timpul după care iepurile va fi prins de câte nu, este 4 secunde. Distanța 2, o putem deja calcula având expresia ei pe masa de lucru, deci D2, va fi egal cu viteza V2 este egală cu 10 metri pe secundă, iar timpul este egal cu 4 secunde. Astfel obținem 40 de metri. Este răspunsul la a doua întrebare. Următoarea problemă. În următoarea problemă, versiunea reprezentare schematică este foarte importantă și anume din această reprezentare vom putea exprima niște relații din primările fizice care ne vor ușura să obținem rezultatul pe care îl căutăm. Deci avem următoarea problemă. O coloană de soldați se deplasează rectiliniu și uniform cu viteză de 5 km/h. Un călăreț care se află în fruntea coloanei a primit un ordin să transmită o depeșă ofițerului care încheie coloana. Apoi să revină urgent în poziția sa inițială, în raport cu coloana. Să se află timpul necesar pentru a executa ordinul, adică se transmite depeșa și se revină înapoi la locul lui în coloană. Dacă lungimea coloanei este de 2 km, viteza călărețului este egală cu 15 km/h. Deci vom considera că atât călărețul cât și coloana se mișcă rectiliniu și uniform. Deci datele probleme. În datele probleme vom scrie viteza care se deplasează coloana 5 km/h. Viteza cu care se mișcă călărețul, V2, este egală cu 15 km/h. Lungimea coloanei este egală cu 2 km. În această problemă vom lucra în sistemul de unități km/h, deoarece este mai comod să lucrăm în acest sistem. Și în problemă trebuie să aflăm timpul necesar pentru a executa ordinul. Evident că acest timp pentru a executa ordinul este format din două timpuri. Este vorba de timpul T1, necesar pentru ca călăretul să transmite depeșa în ofițerul care se află la coada coloanei, și timpul T2 pentru a se reîntoarce înapoi. Cum ar arăta schematic problema noastră? În momentul inițial, călărețul care este reprezentat prin lumina verde se află în fruntea coloanei și pornește cu viteza lui V2. Se transmite depeșa. Coloana se deplasează cu viteza V1.
Peste un anumit interval de timp, călărețul ajunge la ofițerul care se află, care încheie coloana și transmite depeșa. Uite, acest moment l-am fixat acum. Deci, în timpul ăsta, coloana a parcurs o anumită distanță, care o vom nota prin D1, iar călărețul a parcurs distanța D2. Lungimea coloanei o vom nota prin R. Din această reprezentare schematică, pentru primul caz, observăm o relație importantă, și anume că lungimea coloanei este egală cu D1 plus D2. Dacă vom substitui în această relație, în loc de D1 și D2, viteză mulțită a timp, deoarece sunt distanțe parcurse de coloană și de călăreț, vom obține lungimea coloanei este egală cu V1T plus V2T. Timpul T este același, astfel încât timpul poate fi scos în fața parantezii și o să obținem că lungimea R este egal cu T pe lângă V1 plus V2. În acest fel, acest timp pe care îl vom nota prin T1 poate fi calculat în baza acestei relații. Substituim valorile numerice. Timpul 1 va fi egal cu R 2 km, viteza 1 5 km pe oră și viteza 2 15 km pe oră. Astfel obținem raportul dintre 2 km pentru 20 km pe oră. Deci pentru primul interval de timp, timpul 1, vom obține rezultatul 0,1 ore. Deci pentru a determina intervalul de timp T2 în care călărețul se reîntoarce înapoi la poziția inițială în raport cu coloana, deci analizăm această reprezentare schematică. Avem coloana care se mișcă cu viteza V1 și într-un anumit interval de timp, acest timp T2 parcurge distanța D1. Avem călărețul care este cu culoare verde. El, pentru a reveni înapoi în poziția inițială în raport cu coloana, parcurge distanța D2 și, respectiv, lungimea coloanei R. Dacă să analizăm atent aceste distanțe și lungimea, o să observăm o relație, și anume distanța D2 este egală cu L plus D1. Iarăși, substituind în loc de distanța D2 și D1 expresia viteza mulțită a timp, o să notăm aceste distanțe cu indicele prim, ca să nu le confundăm cu distanțele din cazul întâi. Vom obține V2 înmulțit cu timpul T2, deci al doilea interval de timp, este egal cu R plus V1 înmulțit cu timpul T2. Regrupăm termenii. Timpul T2 este factorul comun pe care o scoatem în fața parantezei. Și expresia finală pentru timpul T2 va fi. Substituim valorile numerice. Distanța 2 km. Viteza 2, 15 km pe oră. Viteza 1, 5 km pe oră. Astfel încât intervalul de timp T2 va fi egal cu 2 împărțim la 10, deci 0 întreg și 2 ore. Acum, cunoscând intervalul de timp în care călărețul a transmis depeșa și intervalul de timp pentru a reveni înapoi în poziția lui inițială în raport cu coloana, putem determina timpul total.
deci timpul total va fi egal cu 1 plus 2, așa cum am mai scris-o deja, deci va fi 0,1 ore plus 0,2 ore. Și în final, răspunsul final, timpul total este egal cu 0,33 ore. Deci, încă o dată menționăm importanța reprezentării schematice a mișcării, fiindcă anume din această reprezentare schematică a mișcării, putem obține niște relații dintre distanțe, lungimi, care mai departe ne vor ajuta în obținerea rezultatului pentru problema dată. Astfel, dragi elevi, astăzi am precăutat două situații concrete la aplicarea conceptelor de viteză, mișcare uniformă, viteză medie. Vă sugerez acasă să mai rezolvați încă o dată aceste două probleme. Nu uităm că un aspect important al temei date ține și de respectarea regulilor de circulație, de securitatea în rutieră. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere, toate bune!